Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru Suceava și alte 33 de județe, unde până marți noapte vor fi ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice, iar în unele zone va cădea grindină. Potrivit avertizării transmise de Administrația Națională de Meteorologie, de luni, ora 16 până marți la ora 23, vor fi intervale cu instabilitate atmosferică accentuată în zonele deluroase și montane, precum și în nordul, nord-estul, centrul și local în sud-estul țării. În aproape toată țara, temporar se vor semnala adverse descărcări electrice, căderi de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului cu aspect de vijelie. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat cu precădere în zona de munte 40-50 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse vor cădea și grindină. Avertizare cod galben a fost emisă pentru aproape toată țara, cu excepția județelor Constanța, Tulcea, Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinți, Timiș și Arad.